Utopia Băieți, plin de imposibil. Păi e normal cu bara traist. După acel fiasco total la Arapu, iată-ne din nou pe Dunărea Veche. Am trecut pe pod. Podul se deschide la ora 6, în caz că vă întrebați, în cursul săptămânii cel puțin. Am fost cu ele în apă pe la 7. Specia vizată este crapul și plătica mare. Drept urmare, am pus un forfac de 0,2 și cu cârlic de 10, pentru că o să bag și porumb direct pe cârlig. Una la coșuleț, una la feeder, metod feeder de data asta, că mi-am rupt monitoarele tradiționale, le-am pierdut pe toate două, care le aveam la mine. Drept urmare, o să rămân pe metod până la finalul partidei. Am luat vreo 3 plătici, două mai mărișoare, una mai mică, dar e un pescuit anevoios, pentru că crește apa, se tot agață, mai vine câte un buștean, mai e iarbă, mai e destul de inconfortabil. E mai vânjoasă, da? Da, ești tot. Mă, ce lung e. Sau ceva mai cărjean, ceva. La batea ciortan. Da. Cara, mamă, târjeam, tu. Bani pe bani, pe târjeam. Nu trebuie pierdut asta, Cosmin. Asta merge. Asta da. Așa, te însudești. Iată asta. Ești că veni asta. E, da. Da. Ce vorbești? Tot dădea nea. Băiat, eu ce am, ce fel să agățam? Superficial. Uite tu. E cât ținea, da. E rău. A, mă, iar mi-a intrat la iarbă. Ia să vedem că sunt multe rateuri. Nu știu ce să zic. În așteptarea peștelui mare te plictisești. te apucă regretul că ai fi putut să prinzi mai multă plătică, că ai activitate. Și apoi și îl schimbi. Dar nu vreau să o subțiez prea tare, ia să vedem. Un 0,18 cu 12, un 0,18. cu 12 cărligul și vor fac de 80 de centimetri. Ia să vedem. Da, se pare că trage mai repede, mai precis, îl înțepi. Da, e ca în viață, trebuie să alegi. Acum, de obicei, trebuie să intre ciortanul și să-l scapi după ce ai făcut mutarea asta înțeleaptă. Da, te distrezi la plăticuță. Asta e situația. Vrei și la coșuleț, vrei și cu coșulețul și cu ciortanul în traistă. Nu prea merge. Am găsit popapul cu ananas, în sfârșit. Am dat de el. Mi-a crescut pulsul. Nu, dar parcă se plimbă stânga-dreapta și parcă a slăbit-o. Ceea ce e bine. Hai, popapul cu ananas, a doua șansă. Hai! S-a slăbit-o. Nu e, mă. Dar ce se întâmplă, mă? Trase un contrajur? Nu, mă. A venit ușor că-i plătică. Asta da. În iarba aia și o scapă. Asta-i ciortănică. Bă, dar ce-ți lăbiești, mă, pentru lindicul ăsta? oare să fie aici organică? Au produs în coace, în sol. Iuta? Aia, cu organic, dar știam, tot cum fac, dar e mic și asta. Asta e ceva, nu? Ce zici? Iber. Așa, mă? Vezi, mă? Ia uita. Băi. Nu știi, vezi? Iuta. Băi, băi, băi. Nu-și dă aerii, mă. Da, mă, ia vină, mă, înapoi la praiesul, dacă tot faci cu glup. Da, este ora 12:30. De vreo oră n-am mai tras deloc. N-am mai prins nimic. E cald, e arșiță. Da, o partidă ciudată, dacă mă întrebați, care în curând se va sfârși, din fericire. Cred că în jumătate de oră, dacă nu se întâmplă vreo minune cerească, o să o tulim. O să o tulim, că deja gruma se îngroașă. Eu am vreo 2 kg. Auraș are vreo 5. Și cam asta e treaba. Veniți la pescuit, nu stați acasă. Veniți, ieșiți, distrați-vă. Că locuri sunt. Locuri sunt. Mai e și în stânga un loc, și în dreapta, și în spate, și în față. Locuri sunt. Gârlă. Două 800, fără juvelnic, 2400. Ia să vedem cât a prins și frate meu. Cred că a luat mai puțin ca mine. Să faci acolo. Ia. Hai mă, ia asta. $5 kg 3200. 5 kg fără aproape. Felicitări! Da. Ce faci cu el? Că mănânc. Mai dai și mie vreo 2? Îți dau. Eu ce mărunaș are asta! Măaa! Face plătic am? Mău, ce plătic are asta! Face caras am? Ce caras are asta? Mai am. Da. Dar n-ai voie pe aici, trebuie să o pălești asta. Ai, pufi, mișcă, pufi. Asta ușor, că de buzău. Ai, pufi. Unde, mă, pe aici? Da. La Gigela. Ce-a fost? Nu, no, știu ce-a fost. Pufi, a împărcat în pedale. Băi, alu! Ești pregătit să zburăm? Băi, nu mai merg cu tine. Mai te faci de astea, că nu-i cu mine. Mergi cu 90, cum spun autoritățile. Grădamii se mănâncă autoritățile, cu pâine. Îți dă o pensie, un salariu. Te grăbești, mă, eu cu peste 100 la oră. Aia e plajă, ia uite cât sunt la plajă. Dar s-a închis asta. Dar poți pe asta? Mă, nu, 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 că el filmează. Păi da, mă, dar eu nu văd ce filmez. Eu unde ți-am? Aia, fă asta, pot. Știu eu că nu vezi, dar fac economie la baterie. Ia uite. Unul după altul. Nu mai vorbi că mișcă mișcarea, mișcă. Oricum mișcă, căci că eu pot să înțep asta dreaptă, mi-a mișcat. Eu de acolo-i checiu mare. Colandați între brațul ăla și ăla. Nu te-ai uitat. Ai și tu puțină creativitate la filmat. O ții aia ca o măciucă. Păi da. Hai, stage-ul ăla de sus, suficient.